mulțumesc lui Dumnezeu pentru că avem harul să fim împreună în casa Domnului. Suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și pentru slava Lui. E minunat să ne vedem împreună. Pentru mine este o ocazie să mi-au rămas bun, să vă spun la revedere, cu speranța căci în harul Domnului și în providența Lui ne vom mai vedea la Zalău sau la New York, iar dacă nu, în Noul Ierusalim. Asta e în final ceea ce contează, întâlnirea din Noul Ierusalim, care e capitala noastră, a tuturor care ne-am pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos și în harul Lui, căci cetățenia noastră este în cerul. Nu că am terminat Geneza capitolul 1 și 2, dar lăsăm pentru vara viitoare, pentru altă ocazie să mai detaliem. În această dimineață aș vrea să privim la textul acesta care l-am citit din Evanghelia după Matei, unde ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos. La El vrem să privim mai întâi și sigur că nu vom neglija contextul. Îl avem pe acest tânăr bogat. Apoi avem un personaj colectiv, ucenicii, care discută între ei, se întreabă. Și avem un personaj colectiv mai larg, care include grupul ucenicilor, mulțimea celor ce ascultau. Și întotdeauna când Domnul Iisus era prezent, era mulțime acolo, era înghesuială, era aglomerație. Vom privi și vom acorda atenția personajului central, principal, care este Domnul Iisus și învățăturii Lui. Tânărul bogat, în fiecare din cele trei evanghelii, paragraful este intitulat Tânărul bogat. Aș vrea să privim în toate trei evangheliile ca să avem o înțelegere cât mai globală, cât mai complexă. Matei, Marcu și Luca sunt numiți evangheliștii sinoptici. Sinoptic sau sinopsă înseamnă a avea aceeași perspectivă sau aceeași vedere. Ca să zic așa, dacă eu cu Radu și cu fratele Nicu ne ducem la fratele Iuliu sus în balcon și privim Zalăul din același punct și îl descriem, descrierile noastre vor fi foarte asemănătoare pentru că avem aceeași perspectivă, avem aceeași vedere. Vor fi detalii, vor fi diferențe, unii vom insista la ceva, alții vom sublinia ceva mai mult, dar va fi același unghi, ca să zic așa. Spre deosebire, dacă cineva va privi din dealul Ortelecului, care ar fi cel de-al patrulea Ioan, și ar descrie Zalăul, ar fi o descriere diferită. De cele mai multe ori, doar toate cele patru perspective ne dau imaginea completă. Așa că când te duci să cumperi o mașină, îți place cum arată din față. Dar vrei să o vezi de lateral, din stânga, din dreapta și vrei să o vezi și dinăuntru. De aceea vom privi un pic și la Matei și la Marcu și la Luca pentru anumite detalii ca să creionăm și personajele și cadrul și contextul. Omul acesta despre care se spune că a venit la Domnul Iisus este un om pe care îl putem invidia din multe feluri. Din multe perspective îl putem invidia. Am vrea să fim ca el. În primul rând pentru că era tânăr, nu? Era tânăr. Cât de tânăr, asta nu știm și nici nu vrem să speculăm. Mult mai tânăr decât mine. Și probabil că nu chiar mult mai tânăr decât voi. Fiecare aproape dintre voi cei prezenți aici ați putea fi în pantofii lui, ați putea fi tânărul bogat. Fratele Bolduț, când i-am spus textul și titlul textului, a zis, de ce te uiți la mine, frate Levi? Eu nu sunt nici tânăr, nici bogat. Total greșit. Ești și tânăr și ești și bogat. El avea probabil undeva în jurul 30 de ani. Vom vedea când îi spune Domnul Iisus și vorbește de porunci, zice, pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Deci nu era un adolescent.
de 17 ani, de 18 ani, le-am păzit din tinerețea mea. Apoi era un fruntaș, respectiv un lider, probabil un membru în consiliu local, pe la primărie sau la sinagogă. Era cineva, un om care avea un statut social deosebit. Nu era așa un fel de nimeni, cum zic americanii, un nobody. Era cineva, era somebody. Era un om băgat în seamă, era un om important. Era bogat. Unul dintre evangheliști chiar și precizează că la un moment dat, când i-a spus Domnul că trebuie să vândă ce are și să-l urmeze, s-a întristat rău de tot săracul bogat. De ce? Pentru că avea multe bogății. Dacă avea numai pe jumătate, se întrista numai pe jumătate. Și dacă avea pe sfert, probabil zicea chiar așa. De ce să nu le las și să urmez pe învățătorul? Era un om moral, un om decent, care se călăuzea după lege, păzea poruncile, asta nu înseamnă că nu le-a călcat niciodată. Vom vedea când el spune, toate astea le-am păzit. Aia nu înseamnă că n-a călcat niciodată, ci ăsta a fost criteriul meu. După asta am căutat să mă călăuzesc. Și eu, de pildă, totdeauna m-am căutat să spun când cineva mă irită, m-am silit să nu mă enervez. Dar asta nu înseamnă că nu m-am enervat niciodată. Din 10 cazuri, 9 m-am enervat cu succes. Și de multe ori nici nu mi-a părut rău. Uneori mi-a și părut rău. Dar de ce sublinez asta? Să nu înțelegeți că zicând le-am păzit din tinerețe, înseamnă că el a fost mai perfect ca Sfântul Iov. Am vrea să fim ca el, și tineri, și fruntași, importanți, cineva, și bogați, și poate era și frumos, nu? Poate era și un bărbat bine, de ce nu? Când eram tânăr și mă uitam în oglindă și mă pieptenam, mă vedeam și frumos, și deștept, și așa te vezi. Când mă uit acum, mă văd tot pe mine și îmi vine să cânt, Doamne, tineri mai era. Dar oricât de mult ai vrea să fii ca el, tânăr, important, lider, bogat, realizat și așa mai departe, la urmă e ceva care te înfioară. Omul acesta, tânăr, frumos, deștept, bogat, important, cu o moralitate deosebită, era nemântuit. Nu pierdeți acest lucru esențial. Omul acesta era nemântuit. N-aș vrea niciodată să fiu în pantofii omului nemântuit. Indiferent ce are el, indiferent cine este el, indiferent de cum este el privit. Știți cum îi numește Biblia pe aceștia? Nesocotiți. O vreme, așa, interpretam cuvântul ăsta, nesocotit, ca niște oameni necugetați, care nu gândesc. Și este și nuanța asta. Dar acești nesocotiți de care spune Scriptura, de fapt, înțelesul mai adânc este nu sunt numărați. Când numărăm, când facem calcule, socotim. Nu sunt în numărul răscumpăraților lui Dumnezeu. Nu e mai mare realizare, nu e mai important lucru, nu e mai mare bogăție decât să fii copilul lui Dumnezeu. Să fii mântuit. Să ai cetățenia cerească. Să știi că numele tău este scris în cartea vieții. Sunt în textul acesta trei întrebări majore. Asta înseamnă că sunt și trei predici. Noi vom încerca să avem una. Uitați-vă la ele. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, citesc din Matei, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Prima întrebare. Ce bine să fac ca să am viața veșnică? Marcu, care a fost ucenicul lui Petru și probabil relatează din ce Petru i-a spus, ne dă întrebarea cu detaliul
bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Luca ne spune că un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Întrebările sunt echivalente. Omul acesta, cum vom vedea, credea că el trebuie să facă ceva și că el poate să facă ceva și că în final, în mod esențial, mântuirea lui depinde de el. El se mântuiește. Și să știți că ideea asta e prezentă și astăzi. Dacă aprindem lumânări la biserică, facem donații, plătim preotul să țină slujbe, clădim mănăstirii și așa mai departe. Mântuirea depinde de noi, e în parohia noastră, să zic așa, doar să facem ce trebuie să facem, cât de mult, cât de bine. Era concepția lui, ce bine să fac ca să am viață veșnică. După răspunsul care îl dă Domnul Iisus, se creează o stare așa de neliniște între ucenici și în mulțime și ucenicii vorbesc între ei și vorbesc cu Domnul și ceilalți ascultători și spun, atunci cine poate să fie mântuit? A doua mare întrebare din text este, cine poate să fie mântuit? Doamne, ne-ai șocat așa de tare cu ce ai spus, că omul ăsta care, uite, poruncile așa și intrăm imediat la detalii, nici ăsta nu-i mântuit și nu poate fi mântuit și uite că a plecat nemântuit, bunul Dumnezeu știe ce s-a întâmplat după aia cu el, că nu se încheie viața lui aici și nu speculăm cu privire la ce nu știm, dar că nici ăsta. Cine poate să fie mântuit? Și asta e o mare întrebare. Și vine Petru la un moment dat și zice, după toate, Doamne, dar acum uite care treaba. Ăsta n-a fost dispus să vândă tot ce are, să renunțe la tot, să vină după tine. Dar noi, uite, noi am lăsat totul. Și te-am urmat. E adevărat că n-am avut așa mult de lăsat, că era cu o barcă, așa era veche, nu mai mergea motorul, lua apă, era și impozitul mare pe barcă, că de la primărie avea peste 2.0, 2.000 și ne-a taxat și mrejele, atâtea le-am cârpit, că de acum se uscau, pierdeam peștele și așa nu era business-ul profitabil, dar nici nu contează. Noi am lăsat totul și te-am urmat, asta e partea afirmativă. Și a treia întrebare este, ce răsplată vom avea? Ce răsplată vom avea? E așa de importantă întrebarea asta și are un efect de bumerang că doar Matei îl prezintă pe Petru întrebând așa de peșleau. Ce răsplată vom avea? Marcu și Luca spun doar că Petru a zis, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și n-a pus întrebarea explicit. Marcu a fost ucenicul lui Petru. Și lui Marcu i s-a părut cam așa că își pune mentorul, își pune învățătorul, își pune păstorul într-o lumină proastă dacă scrie exact ce răsplată. Adică care îi, până la urmă, business-ul? Care îi câștigul, Doamne? Te-am urmat, umblăm după tine prin toate astea, ne huiuie toți, ne urăsc, ne așa, ne prigonesc. Și Marcu nu pune efectiv întrebarea explicit, ci doar o redea așa frumos ca să-l protejeze pe Petru de judecata, inclusiv a noastră și inclusiv a mea. E semnificativ și vom vedea să nu... Domnul Iisus nu zice, mă, dar tu de asta mă întrebi? Asta e întrebarea ta, tu numai din interes mă urmezi? Tu numai de a vii la biserică că vrei să ajungi în rai și să fii acolo, să ai un mansion, nu?
Că pe pământ dacă ai mansion, pe când ai gătat casa aia mare, n-ai bani să o încălzești sau să o răcești și te trezești cu ochii în soare. Domnul Iisus nu are niciun reproș pentru Petru în acest context și asta e a treia întrebare. Avem deci trei întrebări, da? Ce să fac ca să am viața veșnică? Să o moștenesc să fie a mea? Ce să fac ca să fiu mântuit? Cum aș putea să fiu mântuit? A doua mare întrebare este, cine poate fi mântuit dacă nici ăsta nu? Dacă e așa de greu, dacă, Doamne, e așa de imposibil, cine poate să fie mântuit? Mai are rost să mai sperăm, să mai dorim, să mai vrem? Și a treia, ce răsplată vom avea? Înainte acestor trei întrebări, există o întrebare care n-ai cum să nu ți-o pui. Vedeți că omul ăsta a venit cu problema numărul unu, ce să fac să fiu mântuit? Dar există o întrebare care e obligatorie, de ce ar trebui să fiu mântuit? Și nu mă refer la faptul doar că trebuie să fiu mântuit de păcate, ci înțelesul este acesta, de ce aș vrea eu să fiu mântuit? Și dacă n-aș vrea să fiu mântuit, ce-i cu asta? O să fiu nemântuit. Mântuiește-te tu. O soră de la Turda a invitat o colegă de servici de la fabrică la evangelizare. S-a bucurat când a văzut-o în biserică și la încheiere i-a spus colegei ei, care era prima dată la pocăiți, Domnul să te binecuvinteze. A salutat așa. Baptistește, ca să zic. Și femeia avea în vocabularul ei limbajul ăsta și s-a uitat și a zis, dar de ce să mă binecuvinteze pe mine? Binecuvinteze-te pe tine! De ce aș vrea eu să fiu mântuit? Spui soțului tău, spui fratelui tău, spui colegul tău, măi, trebuie să crezi ca să fii mântuit, să primești pe Domnul Iisus. Și el se întreabă, și de ce aș vrea eu să fiu mântuit? Și dacă nu o să fiu mântuit, ce-i cu asta? Fii tu mântuit, măi! Dragul meu, foarte rapid, asta e o predică mare în sine și o mare întrebare. De ce aș vrea eu să fiu mântuit? De ce trebuie să vreau să fiu mântuit? De ce m-ar interesa, ca să zic așa? Că dacă îmi spune mie Radu, știi, frate Levie, există posibilitatea să deschidem o ciupercărie, nu știu unde, într-un vârf de deal, nu? Și îmi spune mai multe lucruri și eu la un moment dat îl întrerup și spun, Radule, de ce te-aș asculta cu ciupercăria? De ce aș vrea eu să știu de asta? Și de ce m-aș implica eu în ciuperci? Că așa e plină pădurea de ciuperci, mai ales de alea, bolunde, nu? Și Radu spune, stai, păi n-ai habar, cât e kilogramul de ciuperci? Ce business am putea face? Și ce return ar fi? Și răspunde în felul ăsta la întrebarea de ce ar trebui să te interesezi. Dacă ne uităm în Scriptură la cea de-a patra Evanghelie, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, aici și de aici se vede foarte clar de ce trebuie să te intereseze, să te preocupe mai mult decât orice, mai mult decât studiile tale, mai mult decât starea economică, mai mult decât chiar și sănătatea ta trupească, spune cuvântul aici așa. Ioan 3, am să citesc doar, merge și tot paragraful de la 14 la 21, 17 și 18. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Lumea aici, nu e vorba de cosmos sau de univers, vorba de oameni. De oameni, de suflet. De ce n-a trimis să judece, ci ca să fie mântuită prin el? Pentru că în final toți înțelegem și credem cam la fel că unii sunt mântuiți și unii nu sunt mântuiți. Și unii sunt mântuiți și alții judecați, în sensul de condamnare, nu doar de evaluare. Pentru că lumea era deja judecată. Dacă nu te interesează mântuirea, dacă nu crezi în Dumnezeu, dacă nu te încrezi în Domnul Iisus Hristos, dacă nu primești harul Lui, ești deja condamnat. A te mai condamna a doua oară,
Sau a treia oară, n-are niciun sens. Vedeți că în sistemul de justiție se mai spune câteodată că a fost condamnat cu trei condamnări, trei sentințe de viață. Păi dacă trăiește numai o dată, cel condamn trei sentințe de închisoare pe viață. Asta doar ca să sublinieze cât de grave sunt faptele lui și cât de multe au fost. Tu nu poți fi condamnat la trei veșnicii în iad. Una ajunge, că de ce ajunge? Că nu se gată niciodată. Toată lumea și toată omenirea, spune Scriptura, zace în cel rău. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Condamnarea este universală. Cineva discută și întreabă pe un creștin, dar ce ar trebui eu să fac ca să ajung în iad? Undeva în cursul discuției. Și creștinul îi spune, nu trebuie să faci nimic. Ca să ajungi în iad, n-ai nevoie de nimic. N-ai nevoie nici să crezi, n-ai nevoie nici să te încrezi, dar să stai așa cum ești și îți este garantat. Îți este asigurat. N-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost, nu și este, nu că va fi, a și fost, care va să zică câtă vreme ești în necredință, ești deja condamnat. Problema nu e că o să fii condamnat, ești. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurul Fiu al lui Dumnezeu. Aici trebuie să medităm un pic. Închipuiți-vă un ateu. Un ateu care e un ateu cum se cade. Sunt și din ăștia, să știți. E cum se cade. Închipuiți-vă chiar un ateu moral. Moral. După, bineînțeles, după standardele noastre, așa cum zicem noi. Radu e băiat bun, fratele Bolduț e un tânăr bun, așa, mai toți prietenii mei sunt buni. Eu, nu, toți sunt buni, alți care nu mă plac pe mine, sunt mai răi, dar e altă treabă. Și la un moment dat omul ăsta te întreabă și spune, ascultă, nu-i drept până la urmă ca Dumnezeu să mă condamne pe mine și să mă trimită în iad, pur și simplu pentru că nu cred în Fiul Lui. Dragule, și fiți atenți când aveți asemenea discuții. Până la urmă, tu trebuie să înțelegi că tu nu ajungi în iad doar pentru că nu crezi. Tu ești deja în iad. Nu că vei primi o condamnare ca și cum totul e perfect. Tu ești așa de sfânt ca Iisus Hristos și numai că nu crezi în El că e Mântuitor și chiar numai pentru asta una e să ajungi acolo. Tu, dragule, ești deja condamnat, înțelegi? Tu ești judecat, tu ești în iad, ești a iadului. Și dacă nu crezi și nu-L primești pe Iisus Hristos, judecat aceea, dacă vrei, rămâne finală. Că dacă tu ai fi fost și noi am fi fost așa de perfect și de sfinți, ca să fi putut fi mântuiți prin lege, adică să fi luat Dumnezeu legea lui și să spună Levi Marian. Perfect! Nu-i nicio problemă cu tine. Tu n-ai nevoie nici de mântuitor. Tu ești nu 100%, ești 110% sfânt. Gata! Dar noi suntem păcătoși. Suntem sub pedeapsa lui Dumnezeu și sub mânia lui Dumnezeu. Faptul că îl primești pe Iisus Hristos și crezi în El și primești mântuirea Lui prin har și prin credință, te scoate de sub osândă. Faptul că nu crezi sau spui că nu te interesează, până la urmă te lasă unde ești și dacă vrei mai adaugă la osândă. Tot trecutul tău și al meu și al oricui crede în Iisus Hristos este șters. Este iertat. Dar dacă nu crezi, El te condamnă.
Deci în final nu va ajunge nimeni iad, care așa de sfânt a fost și numai că n-a crezut. Nimeni nu-i sfânt. Ca să fiu un pic, poate și mai explicit, dacă ar fi ales Dumnezeu să nu ne mântuiască pe niciunul. Nici pe unul, nici măcar pe mine. Sau pe tine, sau pe tine. Credeți că n-ar fi fost drept? Păi da. Păi da, Dumnezeu ar fi avut oricum dreptate. Așa că răspunsul la întrebarea de ce aș vrea eu să fiu mântuit stă în faptul că tu ești deja condamnat și ai nevoie de grăsire. Oricine ai fi tu, chiar și cel mai bun dintre oameni, tu ești sub condamnare și ai nevoie de grăsire. Ai nevoie de iertare. Ai nevoie să fii declarat, să fii socotit neprihănit. Dacă nu te interesează mântuirea, rămâi sub condamnare. Domnul Iisus a venit ca să mântuiască și dacă nu primești prin credință și prin har mântuirea Lui, iertarea Lui, grațierea Lui, înfierea, rămâi acolo unde ești. Plata păcatului este moartea. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Să fim atenți cu privire la conceptul ăsta biblic sau la termenul de viață veșnică. Eram tânăr, predicam Evanghelia și de multe ori când predicam o seară de evangelizare, chiar la noi în județ, oamenii bătrâni, frați bătrâni, surori bătrâne, la ușă dădeau mâna, mă pupau, bucuroase de ce au auzit, Domnul să te binecuvinteze, să te răsplătească Dumnezeu cu viață veșnică. Eu înțelegeam ce spuneau surorile astea bătrâne. Adică să ai parte de veșnicie cu Dumnezeu. Dar ideea de viață veșnică nu e doar pentru credincioși. Dacă sunteți credincioși, primiți pe Domnul Iisus în inima voastră, trăiți prin har, îl iubiți, voi aveți viață veșnică. Iar noi care ne facem de cap și nu vrem, noi murim și gata, cum spun martorul Jehova sau o parte dintre adventiști, nu mai știm ce și cum. Nu, nu. Viața veșnică nu e o opțiune. Am fost creați de Dumnezeu și suntem entități, ființe veșnice. Nu va fi că vor învia numai ăia care merg în paradis și vine îngerul cu... sună la trompetă, hai, ieși afară. Unde mă duc? În rai. Aleluia! Unde mă duc? În iad. Nu vreau să înviez. Nu vreau să am viață veșnică. Viața veșnică este destinul nostru. Eternitatea este destinul nostru. Omul ăsta când pune întrebarea ce să fac ca să am viața veșnică sau să o moștenesc, întreabă de fapt ca să fiu cu Dumnezeu, să fiu în paradis, să fiu în binecuvântare, să fiu în fericire. În viața veșnică vom fi cu toții. Cu toți vom fi în viața veșnică. Unii cu Dumnezeu, alții departe cu Dumnezeu. Unii în paradis, alții în infern. Ce bine să fac? Și aici aș vrea să rețineți câteva lucruri. Odată când îi se adresează bunule învățător, oare ce poate să însemne asta? Oare poate să însemne că e un învățător bun, Domnul Iisus? Pedagog bun? Sau poate să însemne că el ca persoană e moral și e perfect. Și ascultați răspunsul Mântuitorului. De ce mă... Okay. Încă altă întrebare în text, dacă e vorba. Dar nici prea multe. De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Când ni se întâmplă nouă o nenorocire. De ce se întâmplă, chiar este și o carte scrisă, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Câți oameni buni credeți voi că sunt în Zalău? Niciunul! Sunt unii mai buni ca alții și mai răi ca alții. Dar niciunul nu-i bun. Numai Dumnezeu este bun. Până când nu realizezi și nu accepți și nu te lași convins de Duhul lui Dumnezeu că nu ești bun. Nu ești bun. N-ai nicio șansă. Numai Dumnezeu este bun.
Eu dacă mă uit la oameni mai răi decât mine, văd foarte mulți. Mai văd și câte unul mai bun, așa, din când în când. Mie nu prea place să-i văd pe ăștia mai buni. Când îi văd pe ăștia buni, mă simt rău, mă simt mic. Mă uit la mai răi. Și cumva mă ridic. Nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Ce bine să fac? Și răspunsul Domnului Iisus clarifică niște lucruri. De ce mă întreb tu pe mine ce bine? Binele este unul singur. De fapt, nu e vorba aici doar de un bine particular, adică să dau pomană la sărași, de pildă, Doamne, sau să mă duc la spovedanie, Doamne. Nu e vorba de un aspect particular al binelui, ci e vorba de principiu. Și Domnul Iisus spune, binele este unul singur. Formele în care binele e practicat și manifestat sunt multiple. Dar binele e unul singur. Binele e definit de Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Binele, ceea ce e moral, ceea ce e decent, ceea ce e sfânt, ceea ce e păcătos, e definit de Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu că e bine, e bine. Ce spune Dumnezeu că e rău, e rău. Ce Dumnezeu spune că e sfânt, e sfânt. Ce Dumnezeu spune că e păcat, e păcat. Noi facem cam așa. Dacă eu sunt singurul de aici, de la Sfânta Treime, care am păcatul respectiv, o problemă. Să zicem că eu sunt mândru, nu? Și voi nu. Atunci este cel mai mare păcat. Pentru că eu sunt singurul și voi toți arătați spre mine. Dar dacă discutăm despre faptul că noi vreo 10 suntem mai lacomi. Lacomi de avere, nu? Păi noi, între noi când vorbim, păi mai da. Ne scuzăm păcatul. Eu privesc la oameni și dacă văd acel păcat care eu l-am la mulți în jurul meu, parcă el se atenuează. Mă, dar nu-s așa rău, frate Bolduz, dar nu-i așa că mă, nici nu suntem așa de răi. Că ce-am făcut eu faci și tu și păcătoși își dau dreptate unii altora. Și Dumnezeu vine și spune, hei, binele este unul singur. Numai Dumnezeu e bun și binele e unul care va să zică standardul. E unul. Nu e nici al ortodoxilor, nici al baptiștilor, nici al reformaților. Standardul e al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne măsoară cu ideile noastre, cu ce se practică la Zalău, că la Zalău e ok să zice să joci poker. Sau să tragi la mașină la fiecare colț, că mi-a zis Mihai, nu l-am crezut, dar după aia m-am uitat. Peste tot e cu norocul. Și la Jibou e mare crimă. Binele este unul singur. Dumnezeu are un standard al lui. Și când te măsori cu standardul lui și te pune Dumnezeu în cântarul lui, știi cum te găsește? Oricine ai fi. Ușor. Ușor. De ce mă întreb? Și atunci îl trimite la standard. Cunoști poruncile? Păi, care să le-a? Păi să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să depui mărturie mincinoasă, să cinstești pe părinți. Și interesant este că sunt doar 5 din 10. Astea 5 sunt cele 5 pe una din table care definesc binele lui Dumnezeu pentru noi în relațiile cu ceilalți, cu semeni. Cealaltă tablă are tot 5 porunci care definesc binele și corectitudinea așa cum o vrea Dumnezeu în relația noastră cu El. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți faci chip și opri și așa mai departe. Dar Domnul îl trimite doar la acestea. Și omul respectiv spune, da, m-am silit să mă călăuzesc după ele. Oare nu sunt importante celelalte 5? Ba da. Oare ăstea 5 niciodată în viața ta nu le-ai călcat? Haideți să privim un pic. Și rabinii pe vremea Domnului Iisus Hristos dezvoltase o teologie cam de genul, dacă efectiv n-ai omorât pe nimeni, nu ești ucigaș. Dacă ai luat piatra și ai aruncat după cineva, dar nu l-ai nimerit, a alunecat piatra pe lângă ureche, nu ești ucigaș.
Dacă tu ai aruncat piatra și l-ai lovit în creștetul capului și a murit, ești ucigaș. Care e diferența? Când dai cu piatra sau cu pistolul și îl nimerești în frunte și moare și merge la ureche, așa. Păi diferența este că nu ești bun trăgător. Că dacă erai bun trăgător și aruncător cu pietre, omorai din prima. Dar ca și ucigaș, ești la fel de ucigaș. Oricine urăște pe semenul lui, ce este? Un ucigaș. N-ai urât niciodată? N-ai vrut niciodată rău cuiva? Eram copil și mi-aduc aminte că una din... Îi blestem, de fapt, dar noi vorbeam foarte frecvent. Vorbesc de noi copiii baptiști, nu mai vorbesc de alții. Când ne enervau animalele, mă trimitea cu vitele la câmp. Acum copiii nu mai știu de cum îi se grijește de vite, numai cu tableta, nu? Când mergeam cu gâștele sau cu vitele la câmp și alergau peste tot, cred că de sute de ori am spus, mănânci-te moartea. Când colegii la școală, mai ales că eu mergeam la școală în satul vecin și eram un outsider, unul din afară și așa mă prigoneau. Și rivalitatea aia și răutatea aia copilărească și mă băteau și băteam și eu cât puteam. Și dacă puteam da mai mult cât am primit, eram așa de fericit. Și de câte ori n-am spus, să-i mănânce moartea! Dar cu așa sinceritate și cu lacrimi în ochi, să-i mănânce moartea pe ăștia din creaca! Ce am fost eu? Un bic? Ucigaș? Uită-te la copilul tău când stă în pătuț și se joacă cu o jucărie care face sunetul, drâng, drâng, și zici, de la tata, de la tata! Și să-l vezi pe prințișor și pe prințesă cum o dă la spate și zice, nu, n-am. Vai, suce, tata, ce drăguță-i. E o mică mincinoasă, acolo, la un an de zile, e capabilă de minciună. Wow! I-a luat un reporter un interviu la Jimmy Carter, în vremea când candida la președinția Americii. I-a pus multe întrebări politice, economice, cum se pun la președinți. I-a pus o întrebare, pentru că știa că el e credincios, oarecum din teologie și a zis, domnule Jimmy Carter, v-ați înșelat vreodată nevasta? E o treabă serioasă, nu? Să spui asta în televiziunea națională, 50 de state, sau chiar să dai răspuns. Și probabil că nu mulți ar putea fi președinți dacă ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Și Jimmy Carter a spus nu. Niciodată. Ceea ce nevastă sa n-a dezmințit, nimeni nu l-a. Ce a fost adevărat, deci. Dar a continuat. Reporterul probabil că a zis, înseamnă că dumneavoastră sunteți un om perfect sau l-a gratulat un pic, poate i-a întins și o capcană. Jimmy Carter a continuat și a zis, nu mi-am înșelat niciodată nevasta în mod faptic. N-am comis păcatul acesta, în fapt. Dar trebuie să mărturisesc în gândul meu, în imaginația mea, poate că am înșelat-o de multe ori privind la o altă femeie. Și oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui este, ce păcat a făcut? A prea curvit. Când te uiți la binele lui Dumnezeu, nu-i ceva de genul că nu sunt hoț, nu sunt ucigaș, nu sunt curvar. Pentru că toate acestea se întâmplă întâi în minte. Dacă mă duc să sparg banca și mă prinde înainte de a lua banii, sunt sau nu sunt hoți? Sunt. Când te măsori cu binele lui Dumnezeu, te vezi că n-ai nici o șansă. Ani, mulți după acest interviu, am văzut la televizor o întrebare și răspunsul lui Jimmy Carter aproape l-au costat alegerile. Aproape că l-au costat alegerile. Foarte mulți l-au judecat, l-au condamnat, unii poate n-au mai votat pentru el din cauza aia, dar tot aia au fost exact ca el. Tot ca el au fost, pentru că nu știu ce se întâmplă când trece cineva pe trecerea de pietoni,
Și toți, mai ales bărbații, dar și femeile sunt capabile de acest păcat. În gând. În gând, în intenție. Suntem păcătoși în gândurile noastre, suntem păcătoși în simțirile noastre, în inima noastră. De acolo, din inimă, spune că ies toate lucrurile, alea rele și păcătoase. Un preot dintr-un sat de aici din Sălaj, nu o să dau nume și detalii, spune, dacă aș avea putere, spunea cu 30 de ani, i-aș împușca pe toți pocăiții. N-am împușcat pe niciunul. Dar așa iubea pe toți pocăiții, baptiști, penticostali, toată alianța evanghelică, pe toți i-aș lichida. Acum întrebarea mea este, omul ăsta e un ucigaș? N-a ucis pe nimeni. După legea României, nu. După binele lui Dumnezeu, este ucigaș. Un mic Stalin. Un mic Stalin în Sălaj. Un Hitler în județul Sălaj. Dacă am avea puterea să fim cât de răi suntem, ne-am speria noi de noi. Stalin și Hitler și Mussolini și Mao Zedong au fost așa de răi că au avut putere să facă rău care l-a făcut. Eram copil și, cum v-am spus, și mergând la școală în Creaca, mai primeam câte un șut de la ea mai mari. Aș fi vrut să-i pot bate pe toți. Să-i pun jos. Și când am venit la liceu, la Zalău, era mare lucru să vii de la Brăila Zalău. Știți ce am căutat prima dată? Prima dată, unde-i clubul de judo? Boldozi. Unde? Zice că... Acum el învață să ne autoapărăm, dar eu nu m-am dus să mă autoapăr, că eu eram sătul de autoapărat. Eu m-am dus dacă aș putea să învăț cum să-i bat pe toți. Nu să nu mă bată ei pe mine, să-i bat eu pe ei. Și după ce am ajuns destul de bunicel, am mers odată în sat, într-o vacanță, eram prin clasa 10, 11, acum la picior, și jucam tenis. Și a venit prietenii mei, foști colegi de acolo. A, bă, du-te, băi, că tu ești din Brăila, lasă aici, joc eu la masă. Cine sunteți voi? Știam ce pot și ce ei nu știau. Și când în 15 secunde a fost o masă, 1, 2, ce fericit am fost. Atât am fost de bucuros și apoi cei din jur m-au admirat și am fost mai grozav. Da, bun, și eram tânăr din Uniunea Tineretului Baptist. Spuneam cuvântul de aur, recitam poezii, puneam leu în colectă. Și câte alte lucruri bune făceam? Avem o idee greșită, nu numai că ne gândim că putem noi face binele, avem o idee greșită prin faptul că ne angajăm cu Dumnezeu, credem că ne putem angaja într-un fel de idee comercială. Doamne, am făcut rău de luni până sâmbătă. Ei, ai dreptate! Dar fii atent că duminică numai bine fac. Pontoș, cum zice ungurul, la 10 la biserică. Până la 12. Dacă predică fratele Levi până la 12-20, stau cu răbdare ca Sfântul, dar te rog să-i notă. Fii liniștit că fratele fuge să ajungă la Brăi, nu predică după 12. Așa. Doamne, vin și după masă. Dacă trebuie să ajutăm pe cineva, să ajutăm, gata, dau și bani. Nu vă amintiți cumva de nuanța aia din fariseul ăla care zice, Doamne, eu dau zeciuială, eu postez, eu mă rog, eu nu sca vameșul ăsta, eu nu sca alții. Și omul ăsta n-a primit iertarea lui Dumnezeu. Când te măsori cu binele lui Dumnezeu, nu te mai vezi bine. Când te măsori cu ok-ul lui Dumnezeu, nu te mai vezi ok. Ba cu cât te apropii de standard mai mult. Că atâta ți se pare că îți lipsește mai mult. Dacă vine cineva care n-are habar de ce înseamnă dorința și duhul de pocăință și aude niște rugăciuni în biserica asta, zice, bă, ăștia trebuie să fie cel mai răi. Câte rugăciuni au fost, toți au spus de falimente. Doamne, am falimentat în asta, am falimentat în asta. Și o să zică, băi, biserica Sfânta Trăime e a faliților, a falimentaților. Pentru că cu cât te apropii de Dumnezeu, Spurgeon era citat, așa, destul de bazucoritor chiar, că mereu zicea, nevrednicul slujitor al lui Dumnezeu.
Și când unii dădeau un citat din el în vremea lui, zicea, după cum a spus și nevrednicul slujitor al Dumnezeu, Spurgeon. Dar gândiți-vă la Isaia în templu când vede binele lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Ce spune el? Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și așa mai departe. Până la capitolul 6, știți ce a zis? Vai, vai de toată lumea. Când s-a pus în balanța binelui lui Dumnezeu și a dat seama că nu-i bun, și a dat seama că nu-i vrednic, și a dat seama că este inadecvat. Deci el trimite Domnul Iisus la lege tocmai ca să-și vadă insuficiența și incapabilitatea. Sfântul Pavel spune că legea dă cunoștința deplină a păcatului. Legea este diagnosticul. Nimeni nu poate fi mântuit prin diagnostic. Niciun bolnav nu poate fi vindecat prin diagnostic. Dar nu este vindecare fără un diagnostic corect. Când am primit diagnosticul că am cancer la stomac, nu m-am bâlbâit, n-am mai avut cuvinte. Și n-am vrut să cred și să accept diagnosticul. Când îți spune Dumnezeu că ești păcătos, nu vrei să crezi asta, că nu-ți place. Și m-am dus la un alt specialist cu aparate mai grozave și a confirmat diagnosticul. Și acum cu un diagnostic corect puteam să stau să aștept vindecarea, nu? Diagnosticul nu rezolvă probleme. E nevoie de tratament. Legea e necesară. Apostolul Pavel spune, o nenorocitul de mine. Ai nevoie de diagnostic, ești păcătos, Levi. Plata păcatului este moartea. Și odată cu diagnosticul ăsta corect acum și îngrozit de starea în care mă aflu, ai milă de mine, păcătosul. Unde mă duc? La cine alerg? La cine cer ajutor? La Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel explică mai clar ca oricine acest lucru. Galateni 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dacă mergeți în excursie la Moldova, la mănăstiri, și vizitați Voronesul, dincolo de albastru de Voronez, care e inimitabil, este o scenă pe exterior, pe pereți exteriori, care se cheamă Judecata Viitoare. E o balanță uriașă și faptele bune a omului sunt puse într-un taler și alea rele în altul. Dracii, sunt și ei în pictură, știți ce fac ăștia? Trag de talerul cu faptele rele ca să te ducă în iad. E bine, da, sunt niște îngerași acolo, albi și drăguți, măi, cu aripioare, și ăștia ridică și ei de taler. Și ideea lui că dacă la cântăreală binele e un pic mai greu decât rău, mergi în rai! Aleluia! Mergi în rai! Dar dacă e egal ce faci, te dă Domnul cu bani, nu? Dar îți spun eu că nu se întâmplă nici egal și nici binele mai greu. Frate Iule, cum crezi că se întâmplă? Ăla rău e mai mult. Vrem, nu vrem. Vrem să fac binele, zice un om sfânt. Răul stă lipit de mine, așa că binele care vreau să fac, nu fac, ci fac rău. Martin Luther, marele reformator, spunea, mă irită sau îmi creează repulsie faptul că omul își închipuie că se poate încadra cu Dumnezeu într-o comercializare din asta. Ca de pildă, Doamne, am gândit un gând rău, gândesc unul bun și se anulează. Doamne, am făcut o faptă rea de gravitate acutare, acum fac o faptă bună de magnitudine echivalentă, se anulează, ca minus 5 și cu plus 5. Interesant. După binele nostru, hoțul care a furat 1.000.000 de euro, zice, ui, care treaba? Doamne, am furat, e adevărat că-s hoț. Dar mulți ani că m-ai ajutat.
Că și hoțul când se duce să fure, știți ce rugăciune zice? Doamne ajută! Îți dau zeciuială, Doamne, îți dau a zecea parte. De aia nu era voie după lege să primești zeciuială din anumite activități ilegale. Hai să luăm un alt exemplu. Eu sunt convins că l-ați auzit, îl știți. Câți dintre voi, nu mă refer numai la surori, și voi bărbații, știți să faceți omletă? Nu ochiuri, omletă. Ratută, cum îi spune la vreme. Că la ochiuri e mai simplu. Pac, pe plită sau în tigaie și dacă se întâmplă să prinzi un ou care e cu defect, e cloșit, nu? Nu faci din ochi. Dar știți ce mi s-a întâmplat? În perioada când găinile încep să clocească. Am trăit experimentul ăsta. Mama a zis, vezi și tu, noi mergem la câmp, îți faci acolo o ratută. Fain. Și bucătar improvizat, am ales să-mi fac o ratută din 4 ouă. Mi-am tăiat niște slănină, un pic de cărnat din pod, le-am prăjit, le-am pregătit, tot a fost fain. Sfuriam, oameni buni. Și acum, repede cu ouăle, pac, pac. Și al 4-lea a fost stricat. Și nici n-am băgat de seamă din prima dată în foamea și fuga și am început și le-am zbătut bine. Și acum ăla al 4-lea, știți ce a făcut cu alea 3? Le-a stricat și pe alea. Și atunci n-am avut ce să fac păcătosul de mine decât să arunc toată omleta. Nu s-a întâmplat ca alea 3 bune să-l facă proaspăt și fresh pe ăla stricat. Un ou stricat a stricat toată plămădeala. Dacă într-o găleată de 10 litri de apă, bună, curată, de la izvorul minunilor, pui numai un strop dintr-o pipetă de cianură de potasiu. Cum e apa? Toată? Nu mai! Un strop de asta cu un strop, iei de acolo 2 stropi și bei cât vrei. Ce bei cât vrei? Mă, oricum mai băut. Păcatul strică toată viața. Ai înțeles? Câte minciuni trebuie să spui să fii mincinos? Câte minciuni trebuie să spui să fii mincinos? Una. Cât trebuie să urăști pe cineva? Pe cât trebuie să-i urăști ca să fii ucigaș? Cât timp? Pe unul, odată. Care va să zică ideea asta comercială a binelui este total aberantă. Diavolul îi înșală pe oameni. Îi orbește pur și simplu. Și văzând aceste lucruri, e clar că vreau să fiu mântuit, trebuie, mă interesează. Sunt motive serioase, veșnice, ca să vreau să fiu. Și acum omul ăsta a ajuns la punctul în care nu mai discuta că de ce trebuie, el voia să fie. Și ce să fac ca să fiu mântuit. Și Domnul Iisus îl duce la lege, tocmai ca să-și vadă diagnosticul, să vadă că nu-i, că nu poate. Uitați în tot în Galateni 21, spune, nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea sau starea după voia lui Dumnezeu se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Nu există mântuire fără mântuitor. Mântuirea vine de la un mântuitor. Nu ne putem mântui singuri. Simplu. Nu ne pot mântui alții. Simplu. Nu ne poate mântui biserica. Nici măcar Biserica Baptistă. Nu ne poate mântui pastorul, preotul, Patriarhul României și Papa Francis, nici el, nici pe el nu se poate. Mântuirea vine de la un mântuitor. Avem nevoie de un mântuitor. Orice alte încercări sunt din start falimentare. Faptul că vrem să facem bine, faptul că avem gânduri bune, faptul că suntem filantropi, practicăm charity, toate astea sunt bune. Dar e un punct bun, un punct rău. Nu se anulează. Răul face totul rău. 90 de ouă bune în coș, faci omletă din ele, 10 stricate, nimeni nu o vrea. Viața ta și viața mea e falimentară. Chiar și din pricina unui singur păcat.
Când mergi cu mașina și ai o roată sau două în pană, e ok? Mergi pe la alte două? Nu. Ești în pană. Păcatul te pune într-o situație imposibilă. Domnul îl trimite la lege să nu cumva să credeți pentru că cineva poate fi mântuit prin lege. Scriptura spune foarte clar că nimeni nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Religia nu te poate mântui, biserica nu te poate mântui, nu te poate ierta, nu te poate absolvi numai Iisus Hristos. Pe pământ, Fiul omului are putere să ierte păcatele. Dacă nu ai cu El o relație, dacă nu este Domnul tău, dacă nu te încrezi în El, dacă nu-i mântuitorul tău, nu ai mântuire oricine ai fi și orice ai face. Dar uitați ce spune Domnul Iisus, zice, uite acum, tu ești excelent. Păi tu ești chiar bun. N-am mai întâlnit din ăștia prin județul Sălaj. Îți mai lipsește ceva. Vinde tot ce ai de la săraci. Și aici perspectiva noastră este că numai aia vor fi mântuiți, care vând tot ce au și după ce vând tot ce au, ce fac săraci? Cer de la aia care au, nu? Ia și mie ceva, că n-au nimic. Nu, frate, dar un dolar. Un leu, să-mi cumpăr o plăcintă, 3 lei. O plăcintă, că eu am dat tot. Sau nu mă mai ocup, nu mă mai duc la lucru, că eu acum sunt cer cu mintea, dă-mi și mie. Nu, zice Scriptura că unii care furau sau făceau tot felul de șperțării, să nu se mai ocupe de astea, din potrivă să muncească cu mâna lui, cu mintea lui, cu capul lui, la ceva productiv, ca să aibă și mai ales să aibă chiar și să dea la alții. E adevărat, unii oameni care au simțit o chemare specială, ca Augustin, de pildă, Augustin, când s-a pocăit, a vândut tot ce a avut. Toată averea ce a rămas, tot ce a avut, a vândut, a dat la săraci și s-a consacrat efectiv slujirii. Apostolii au lăsat totul și au urmat pe Domnul. Dar ideea nu este că ajungi la mântuire vânzând tot ce ai și după cum îți îmbraci copiii, ce le dai de mâncare? Pentru că e o idee falsă că dacă suntem săraci vom fi mântuiți și dacă bogați nu o să fim. Să știți că în iad vor fi foarte mulți și săraci. Poate vor fi mai puțin bogați în iad decât săraci. De ce? Pentru că și în viață pe pământ sunt mai mulți săraci, să zicem. Dar sărăcia sau bogăția nu hotărăsc starea ta veșnică. Ce ziceți de Avram, părintele credincioșilor? Așa de bogat ca el, spune Biblia că era foarte bogat în vite, argint și aur. Credeți că ne întâlnim cu Avram în rai? Nu numai că e în rai, el e șeful raiului. Se numește sânul lui Avram. Bine, a fost alt bogat în Evanghelie, care de bogat ce era, nu mai vedea nici pe unul care săraca Lazar, ăsta unde a ajuns? Ăsta a ajuns în iad. Deci doi bogați numai, ca exemplu, unul în iad și unul în rai. Dar săracii, credeți să ajung toți în rai? Nu! Biblia nu zice ferice de cei săraci. E cel mai greșit citat verset care l-am auzit. Nu știți, soră, că zice ferice de cei săraci? Fii fericit că ești sărac. Fugi de aici cu propaganda asta. Cum să fiu fericit când am bani să-mi plătesc curentul? Mi-au tăiat ăștia Iremul curentul și stau la frig, nu? Sau la căldură vara. Nu-mi poți da drumul la condiționat și tu vrei să fiu fericit. Biblia nu spune nicăieri ferice de cei săraci. Nu ciuntiți cuvântul. Ce zice? În pregătire pe munte, Domnul Iisus. În duh! Nu zice nici ferice doar de cei săraci și nu mai zice nici ferice de cei săraci cu Duhul. Că noi așa îl cităm. Nu. În Duh. Adică, foarte pe scurt, traducerea ar fi ferice de cei care depind de Dumnezeu, își recunosc dependența de Dumnezeu. Asta e sărăcia în Duh. Se încred în El pentru tot, pentru viața asta, pentru viața viitoare, pentru trup, pentru suflet. A fi sărac în Duh înseamnă a te încrede în Dumnezeu. Aici, în una dintre Evanghelii, vă rog să citiți voi, vă dau și temă de casă, că atunci când vă dau temă de casă, vă las la timp acasă.
Zice, unul din evangheliști prinde un detaliu, zice, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății. Pentru că numai încrederea într-un mântuitor aduce mântuire. Când te încrezi în oameni, când te încrezi în tine, când te încrezi în bogății, n-ai o relație cu un mântuitor. Poți să fii bogat, dar în cine te încrezi pentru mântuire? Am 100 de milioane. Am dat 1 milion nu știu unde, la mănăstirea Cozia. Foarte bine! Poate să te încuiește mănăstirea, să faci un muzeu. Dacă nu primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, nu te încrezi în El, tot ne-a de ajungi. Cu 1 milion dat la biserică. Nu se poate cumpăra mântuirea. Nu te poți învrednici de mântuire. Nu o poți câștiga, nu o poți merita. Ce poți? Să o primești prin Harul lui Dumnezeu. Și să dai slavă lui Dumnezeu, să spui încrederea în Domnul Iisus. Dar ulterior, partea a doua a răspunsului, după ce îi spune Domnul, vinde tot ce ai, nu se termină aici. Apoi vino și urmează-mă. Unul dintre evangheliști chiar dă detaliu, ia-ți crucea și urmează-mă. Deci mântuirea acestui om nu-i condiționată doar că vinde bogăția, ci e urmează-mă. Iar ca să-L urmezi pe Hristos, trebuie să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu și trebuie să te încrezi în El. Dacă vinzi tot ce ai, pierzi tot ce ai, ca și cum pierzi mult la jocurile de noroc, nu înseamnă că ești mântuit. Ești sărac lipit pământului și ajungi sărac în iad. Ia-ți crucea și urmează-mă. Asta e până la urmă Evanghelia. Ia-ți crucea și urmează-mă. Poți să fii bogat, poți să fii sărac, nu te încrede nici în ce ai, nu te încrede nici în cine ești, nici în relații, nici în cunoștință, încrede-te în Domnul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel. Pentru că știm că nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin credința în Hristos, prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Cine poate fi mântuit? Oricine crede în Iisus Hristos. Fără El nu poate fi nimeni. Oricât de ortodox, oricât de catolic, oricât de protestant. Cine poate fi mântuit? Oricine crede în Iisus Hristos. Doamne, cine poate fi mântuit atunci? Și Domnul Iisus le dă răspunsul. Ce la Dumnezeu este, la oameni e cu neputință, la Dumnezeu e cu putință. Nimeni nu poate fi mântuit prin cine este El și prin ce are El. Oricine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, poate fi mântuit. Mântuirea este a lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu, o primim de la Dumnezeu. Și ultima întrebare, care e foarte interesantă. Doamne, dar noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Și eu mă gândesc că, dacă eram eu prezent acolo, eu îi dădeam un ghion lui Petru. Bă, tu chiar ești evreu. Rău de tot ești evreu. Tu numai după câștigi. Dar știți ce e interesant? Domnul nu îl apostrofează. Dimpotrivă, îi răspunde așa de frumos și zice, nu e cineva să fi lăsat pentru mine una sau alta, case, holde, și să nu primească în viacul acesta de câte ori mai mult. Însutit. Ăsta e business. De 100 de ori return-ul, întoarcerea. De 100 de ori, măi. E adevărat să nu uităm împreună cu prigoniri, cu probleme. Dar oricum de probleme, tot nu scap. Crezi că pe nepocăiți nu-i doare capul? Crezi că n-au și ei pietre la ficat? Nu-i tulbură nimic? De 100 de ori. Unii dintre noi facem aici o matematică greșită. Doamne, când o să fie să am eu de 100 de ori mai mult? Acum, iată că am 60 de ani, și eu, de atâta vreme la pocăință, bai, predic Evanghelia, numai câte cămăși am transpirat predicând. Doamne, dar când o să am eu de 100 de ori mai mult? Nu că în rai, acolo e de infinit de ori mai mult, nu se poate discuta. Uită-te unde ești. La cât ai.
Mult sau puțin, depinde cum se pare. Și în parte cu 100. Atât ai avea și acolo ai fi tu. Și ar fi starea ta dacă n-ai fi copilul lui Dumnezeu. Păi da, Doamne, dar nici așa parcă n-am mult. Dar cât de puțin ai avea dacă ai împărțit la 100. De 100 de ori, însutit, împreună și cu probleme, iar în veacul viitor, viața veșnică, garantată, asigurată. Nu este investiție mai bună. Domnul nu-l critică pe Petru, mă, pe tine te interesează viața asta? Domnul îi se spune, cine mă urmează pe mine are binecuvântări. Și aici, și dincolo. Și cine n-are viața asta cu Dumnezeu, nu are nici pe alalt. E un cântec vechi românez prin Maramureș, când cântau românii la pahar și zicea, lumea asta nu e a mea, aia l-altă, nici așa. Noi credem că oamenii care nu l-au pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, ce au ei în lumea asta? N-au fericire, n-au pace, n-au bucurie, n-au împlinire, n-au nimic. N-au nici lumea asta și n-au nici lumea viitoare. Iar cei care îl primesc prin credință și se încred în el, ca Petru, ca Ioan, ca Pavel, ca Andrei și ca atâția spun de 100 de ori mai mult. Nu-ți fie frică să pierzi și să riști cu Hristos. Nu-ți fie frică să investești pentru El. Succesul e garantat. Și ce zice Apostolul Pavel? Tot ce aveam le-am socotit ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Și cunoașterea acolo are sensul de relație. Am renunțat la orice și am plătit orice preț ca să am o relație cu Iisus Hristos. Ce relație? Simplă relație. El Mântuitorul și eu Mântuitul Lui, prin Harul Lui. Un om foarte bogat din Statele Unite ale Americii, dacă îmi spun foarte bogat, nici nu mă refer la 50-20 milioane de dolari. Miliarde. A înființat spitale care poartă numele, a făcut universități, a făcut așa de mult bine și a fost credincios. Unii din prietenii lui au spus așa, măi, tu n-ai nicio considerație pentru bani. Împrăștii banii și dai la toată lumea că tu îi împrăștii cu lopata, măi. Și el a spus, ai dreptate. Dumnezeu îmi dă. Eu dau cu lopata. Dar știi ce se întâmplă? Dumnezeu cu lopata lui pune înapoi la mine. Și lopata lui e mai mare. Când investești, când te consumi, când te cheltuiești, când dai timpul tău, când dai înțelepciunea ta, când dai și din averea ta, din tot ce ai, da, e un lucru clar, chiar aici, de 100 de ori răsplată. Biblia spune că un pahar de apă dat în numele unui proroc va avea răsplată. Fratele Iuliu m-a asigurat de apă la 3 predici. Nu știu dacă să-i plătească apa, să-l răsplătesc eu, sau să-l lase răsplătească Domnul. În Ioan și în a doua Evanghelie zice, păziți-vă bine să nu pierdeți răsplata muncii voastre. Ce răsplată o să avem? Sunt două lucruri, vă rog să nu le confundați. Mântuirea și răsplata. Numai mântuiți au răsplată. Numai mântuiți au răsplată. Dacă nu ești mântuit, n-ai cum avea nici răsplată. Dar nu e același lucru mântuirea și răsplata. Nu este doar așa că, uite acum, știi care-i treaba? Noi suntem mântuiți prin credință. Nu mai facem nimic. Dormim chiulangii împărăției. Că nu suntem mântuiți. Cei mântuiți au și o răsplată. Vă amintiți încercarea focului? Fiecare care clădește să ia seama cum? Clădește. Vine proba focului. Dacă lucrarea rămâne, cel care a zidit și trece proba focului, ce va fi cu el? Va primi o răsplată. Dacă nu va rămâne în picioare, își va pierde răsplata. Dar fiți atenți! Răsplata și mântuirea nu sunt aceleași lucruri. Și se explică foarte clar că va fi mântuit ca prin foc. Acum, eu sincer, nu avem destule detalii, dar nu cred eu că va fi chiar și în cer. Dacă ai pierdut răsplata, dacă ce ai clădit s-a ars, n-a avut valoare,
Pe vremea lui Ceaușescu, când oamenii voiau să fugă de aici, de dictatură, de cât era, ziceau ei, nu mai să mă văd în America, parcă era raiul în America. E tot pământ și în America. Și când ajungea în America, nu i-a ajungea numai că e în America. Biblia spune de pildă că sufletele celor ce, că cei care câștigă suflete pentru Domnul vor străluci ca stelele în veci de veci. Ceea ce tu faci aici pe pământ are valoare și consecință în veșnicie. Roadele tale, faptele bune, spune Biblia că au fost pregătite să umblăm în ele. Pavel zice că trebuie și ai noștri să se învețe să fie cei din tâi în fapte bune. Nu noi să fim ultimii din zalău. Primii la bine. Dar de ce facem faptele astea bune? Ca să fim mântuiți prin ele? Nu o să fim niciodată. De ce le facem? Pentru că am fost mântuiți. Și ce face mărul? Face mere și nucul face nuci. Și cel născut din nou face binele. Și face cu bucurie pentru Domnul. Și răsplata credinciosului, a mântuitului, nu-i doar cândva. Cine știe? Dragule, aici și acum, Dumnezeu te binecuvintează. La serviciul tău, la școala ta, în lucrurile chiar ale vieții acesteia, că și încrederea noastră este pentru Domnul absolut toate aspectele vieții. El ne binecuvintează în viața de familie, în viața de la școală, în viața de la servici. Dar nu suntem ca saducheii să credem că numai aici ne binecuvintează Dumnezeu. Ne-am pus încrederea în El. Pentru veșnicie. Cine poate? Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos. Încrede-te în El. Și trăiește pe baza acestei credințe și încrede. Atunci cine poate fi mântuit? Oricine crede. Oricine crede. Dacă tu crezi, poți să fii mântuit. Și ce răsplată voi avea sau vei avea, să fii clar că Dumnezeu nu rămâne dator. Când vom ajunge în cer, probabil că nu ne va ajunge veșnicia să ne minunăm, că de ce am ajuns acolo? Și cum de s-a putut ca să fim acolo? Aș vrea ca întrebările acestea care le-am văzut din cuvântul lui Dumnezeu și care nu sunt întrebări ca să ne descurajeze, ci sunt ca să ne motiveze. Să fie pentru fiecare dintre noi ca un motor. Ucenicii zice că au rămas uimiți. Cine poate să fie mântuit? Noi ar trebui să rămânem după cuvântul acesta, nu doar uimiți, entuziasmați. Doamne, nimeni nu m-ar fi putut mântui. Doamne, eu nu m-aș fi putut mântui. Neamul meu românesc nu m-ar fi putut mântui. Tata și mama nu m-ar fi putut mântui. Bunicul și străbunicul nostru, care a fost primul baptiști din Ardeal, nu ne putea mântui. Doamne, ce era imposibil pentru mine și pentru toți, pentru biserică era imposibil. Ai făcut tu și m-ai mântuit. Și acum vine problema. Dacă eu v-aș mântui pe voi și voi pe mine, noi ne-am dezmântuit, dragilor, de foarte multe ori. Cum m-ar supăra Radu, l-aș dezmântui. Și dacă el m-ar fi mântuit pe mine, ceva nu i-ar place, nu te mai las mântuit, Levi. Dar ne-am mântuit Domnul Iisus Hristos cu o mântuire veșnică. Și îngăduiți-mi doar să citesc un ultim verset și să încheiem. Ascultați, siguranța, garanția, bucuria mântuirii noastre. Nu există așa doar să zici, frate, ești mântuit? Da, mă, cred că-s mântuit. Soră, ești mântuită? Mă gândesc că da, Dumnezeu știe. Nu există un mântuit să fie bucuros. Trebuie să fie jubilant. Poate că o să ziceți că fratele Levi a băut o cafea prea tare dimineața asta. Da, am băut un expreso cu 4 boabe sau știu cu cât. Dar nu de aia sunt cum sunt. Sunt bucuros că sunt mântuit, că sunt cu voi, sunt în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și voi să fiți bucuroși, nu acum că se gata predica. De asta chiar să vă pară rău. Dar nu avem voie să fim supărați dacă suntem mântuiți. 1 Ioan 5. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Ioan 5, 11 și 12 pentru mine sunt cuvintele mele de aur. Mai de aur ca Ioan 3 cu 16. Pentru mine sunt cuvintele de diamant, dacă vreți. Și mărturisirea este aceasta.
Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Nu spune că ne dă și nu spune că ne-o va da. Cine a? Ne-a dat-o. O am, e a mea. Păi nu ești cumva încrezut, frate Levi? Auzi, îs încrezător, nu încrezut. Sunt sigur de asta, chiar dacă s-ar putea uneori să fiu copleșit de tristețe, de încercări, de ispite, de stres, pentru că mântuirea mea se bazează pe faptul că El mi-a dat-o și mi-a promis-o. Nu m-am mântuit eu. Uitați, cine are pe Fiul are viață. Nu că o să aibă viață, nu că s-ar putea să o aibă. Frate Ciprian, da? Sau nu, Ciprian. Ai viață veșnică. Ai un șef la servici, poate, nu știu. Tot acolo lucrează. El e bea fain, cred eu. Dar dacă ai un șef ca iadul, măi, ca iadul să-l ai. Tu ai viață veșnică. Dacă, eu știu, se strică ceva în bloc și n-ai apă, nu poate să nu se convină. Dar ai viață veșnică. Nu că vei avea viață veșnică. Nu că o fi cândva în balanță și dacă îngerul ăla de la Voroneț cumva își bagă mâna printre cozile lui și ridică de taler, mă duc în rai. Nu, nu! Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. De aia zice Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și a cunoaște acolo e relație, să fiu în relație cu El. El mântuitorul meu și eu mântuitul Lui. Păi mă, tu să te duci în rai. Păi tu, din Brevi, acolo, care ai umblat desculț prin noroi, da, măi, asta e. Păi de ce și cum? Pentru că El m-a mântuit. Păi ești sigur? Da! Pe ce te încrezi? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are, are viață. Păi l-am falimentat. Ha! Și crezi că eu nu? Însăși faptul că recunoști că ai falimentat e un progres. Însăși faptul că splângi păcatul îi un progres. Acum, nu cumva să fim ispitiți să tot păcătuim ca să ne plângem păcatele, că și asta e un progres. Un frate așa mai straniu din vechea generație, îl chema Ilie, predicator așa itinerant, lucra la o fabrică și un țigan îl tot poreclea, pocăit în sus, pocăit în jos. Și fratele Ilie n-a biruit ispita și i-a tras două palme la țigan, i-a văzut stele verzi țiganul. Și după ce l-a cercetat Duhul Domnului și s-a simțit așa de prost și așa de rău și așa de falimentar și a simțit că trebuie să meargă la țigan să-și ceară iertare. S-a dus la el și s-a milogit și a zis, mă, te rog să mă ierți, uite. În fine, și până la urmă ăsta l-a iertat, ba de Ilie, eu te-am năcăjit, te-am scos din pepen și tare bucuros a fost Ilie Potinteu când colegul lui l-a iertat și într-o predică povestea, cum mai povestim de predicatorii, mai lăsăm câte un verset și ca mine acum la urmă vă spun și de Ilie, nu prorocul, ci Ilie evanghelistul și le spunea fraților, fraților, atât am fost de apăsat de Duhul lui Dumnezeu și de mustrat și de muncit, m-am dus la el. Și când mi-a spus până la urmă că m-a iertat pentru cele două palme, așa mi-a umplut Dumnezeu inima de pace și de o bucurie sfântă, l-am îmbrățișat și l-am pupat. Și îmi venea, vă spun sincer, să mai trag două perechi de palme ca să mă ierte din nou și să mă umplu și de mai multă pace. Nu, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, nici de cum. Cum să păcătuim noi care am fost răscumpărați cu un preț așa de mare? Nu puteți face tot ce vreți, nu vă este îngăduit. Dar până la urmă, nu abilitatea mea mă mântuiește. Eu sunt mântuit prin harul lui și bucuros o spun oricui, sângele lui m-a curățat de orice păcat. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Nu că o va avea cândva. O are acum. Și aș vrea când plecați acasă, stați la masă, stați la o cafea, să vă mai amintiți măcar de atât, că o să uitați mult. De-aia eu predic un pic mai mult, că am învățat la psihologie că oamenii uită 90% din tot ce învață. Și trebuie predicat un pic mai mult ca ăla 10 cât rămâne, să fie și ăla ceva. Și atunci
Asta îi trebuie eu, Mihai cu Anca, după ce pleacă tata, că da, că e invitat tata în România ca și mine inspecția, nu? Iuliu cu Suzi și Radu și cu Ligi și așa voi la oaltă, soț, soție, în familie, prieteni la o cafea, din când în când să mai vină în minte, băi, nici nu contează, nici ce avem și până la urmă nici ce n-avem. Contează că l-avem pe Fiul lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul are viață. Și nu înseamnă că nu va avea și probleme și prigonieri. Dar are viață. Fiți bucuroși de asta. Să se vadă pe fețele voastre. Să se vadă la întâlnirea voastră. Să se vadă în cântarea voastră. Să se vadă în bucuria voastră. Păi frate, poate ne faci și carismatici. Păi sunteți, ați primit. Asta e carisma. Viața veșnică. E darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu care aduce mântuirea a fost arătat. Și noi l-avem, căci l-am primit prin credință. Și avem viața veșnică, slăvit să fie Mântuitorul nostru. Amin.